Înainte să înceapă acest episod, vreau să vă spun să apăsați butonul de like și de subscribe ca să vedeți cele mai noi episoade amuzante pe care le pun. Vizionare plăcută! Salutare, frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la Ace the Horror Game! Am văzut că cineva mi-a scris în comentarii să fac episoade cu acest joc și m-am gândit că nu ar strica să fac un funny edition. Așa că, după cum vedeți, este întuneric, iarăși filmez la 11 noaptea, mâine am școală, am teme, și totuși, ce nu fac eu pentru voi? Haideți să-i dăm start joc. Păi am mai jucat jocul ăsta, așa că am puțin experiență, deci lăsăm așa start joc. Deci avem aici, incredibil, o grafică de nu știu, de ceva. Se pare că am intrat pe ușa, dar de fapt am fost un perete aici. Deci din câte mi-aduc eu aminte de acest joc Horror Game, trebuie să, Ace the Horror Game, trebuie să colectez acest saci cu bani. Și cum ar trebui să-i colectez? Dau un click pe ei, adică apăs pe ei, ești nebun. Aici ce este? Dar noi asta era camera care începeam noi din jocul. Găsit o cheie! Bun, și ce ar trebui să fac acum? Adică, serios, am găsit o cheie și... Nu pot pleca încă, trebuie să găsesc mai mulți săculeți. Își riscă viața pentru niște săculeți. Asta da experiență de neuitat! Vai, trăznească-te Dumnezeu, de joc nu mai merg pe acolo. Ia să culeți o dată, așa, perfect. Și aici, în camera asta, ce se află? Se află un mare... mamă, ce m-a sperat de ochiul ăla, trăznească-te Dumnezeu de ochi. Luăm aici, așa, perfect. Luăm și ochiul acesta. Ar trebui să mut și eu face cam ăsta, cam așa, ca să pot folosi și eu ochii. Deci asta este la subsol și se mișcă cu 1 km/h. No, înseamnă că eu sunt în avantaj. Deci nu mai folosesc ochii, nu mai mi trebuie. Reușesc! Din prima! Felicitări, omule, bine lucrat. De ce nu răspunzi la telefon? Stai că mut ăsta mai jos. Nu vreau să vorbesc, că nu acum, scuze. Am impresia că e cineva în casa asta. Poftim, vine după mine, o pot simți aici, deconectat. Asta a fost tot, adică pana mea a fost ușor. Da, stai că, ușor, Paul, na, coșmar, pam! Nu trebuie să fac așa ceva, de ce ai făcut Paul asta? Eu am aici oameni de satisfăcut, măi, jocule. Eu aici o să te înving pe orice dificultate alegi. O să te înving. Voi deveni un adevărat luptător. Nu cred că ar trebui să mai vorbesc singur în cameră, că mă de bunic mea și maică mea. Și apoi iarăși zice, Paul, culcă-te. Dar nu, mami, dar culcă-te, dar nu, da. Bun, asta unde se află, la subsol, ca de obicei. Bun, acum ne vom duce aici. Și eu știam că aici poți fugi în jocul ăsta, dar nu mă știam. Aici se află încă un săculeț, aici se află și o mătură, un ochi, mai încolo ce este? Acolo... M-am speriat, am filmat de 8 minute, bun, nu, aia a fost noroc, Chiora, n-a avut noroc, am lăsat-o eu ca să-și facă o vagă impresie falsă, că o să o las să câștig, deci nu vă faceți griji, Paul a revenit, bine, cât bateria este, bine, mulțumesc. Bine, dar nici nu te-am încărcat foarte mult, numai vreo 20% te-am încărcat, dar nu-i baia, acum vom continua și ne vom juca în continuare acest joc. Bun, să vedem unde-i țignit aia. Bun, închide-te ușa, perfect, ai închis. Aici era, trebuia să fie un săculeț, dar nu iese, se pare că l-a mutat. Cu ce? Cu dinții? Nu pot să-mi dau seama dacă se duce sus sau nu, dar eu o să mă duc pe partea aia altă, deci soarta. Nu s-a întâmplat nimica. Nu este nimica. Vai, nu, te rog, nu aici, hai, te rog, nu. Deci a trecut pe lângă mine, am reușit să scap, mai am doi ochi. Unde este acum? Este sus la etaj, unde trebuie să mă duc eu. Dar nu e nimic aici, ce am intrat aici? Dar n-am făcut eu, boss, dar nu. Oh, perfect, o toaletă, o baie, ce puteam să-mi doresc mai mult de atât? Acum mai bine vine și Granny aici și direct, pe trecere. Ai afară, aici, undeva aici este, o să stau aici așa și o să... Dar nu corre! Sunet, sensibilitate, luminozitate. E bun, ca să mă vedeți mai bine. Continu. Ne vom duce în această ușă și în această ușă este o cameră și în această cameră nu se află nimic. Da. Bun, acum trebuie să fiu foarte atent că nu știu unde este. Da, nu știu unde este. Ce se află aici? Am crezut că de aici am plecat.
Ba nu, uite aici se află un minunat ochișor. Locate Monstre Ace de... Da, perfect. Perfect, ia acest sac. Aici este un pat, un televizor HD color care nu este HD nici color. E o cismă în pana mea, e un... Cearceaf sau ce acolo. Vai, trăznească-te Dumnezeu. Duci la subsol? Duci la subsol. Asta e șansa mea. Asta e șansa mea. Acum vezi că apare sus. Asta e șansa mea. Paul, asta e șansa ta. Vei reuși. Vei reuși. Și ai reușit. Și încă nu pot să înțeleg cum doamne am intrat în această... Nu. Cum doamne am intrat în această casă. Adică m-am trezit doar într-o cameră unde nu erau uși. Hai să-mi fut una. Sper că am acoperit în tot acest timp microfonul. Sper că nu s-o auzi prost sau... Hai să-mi fut una. Nu știu că trebuie să tot la început. Văd asta mâine când termin și videoclipul ăsta, îl închei și da. Acum vom merge tot în față, acolo se află... Atâta mai trebuie să țip. O aud. Este chiar undeva acolo, dar mi-e frică să mă duc altundeva. Dar stai, am uitat. Paul, ai uitat o chestie foarte importantă. Iar n-are mâini, nu poate deschide ușile. Dar se... Cum ați fost, doamnelor, și doamne, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa! Nu glumea, doamne. Aici ce se află? 5 bani, 10 bani, 25 de mii de bani. Găsi bogătani în baie. Cine-i bossul? Eu sunt bossul. Aici mai fost. Ba, n-am mai fost. Cine-i bossul? Eu sunt bossul. Oh my god. Se pare că patrulează acolo sub solul. Este șansa mea, Paul. Acum este șansa ta, ca de obicei. Mai mult să culeți. Stai să mut și face camul. Aș încerca să mă duc jos și să mă duc în celelalte camere. Ba nu, că singurul... Hai să-mi fut una. Mi-am dat seama... Run. Nu mă prinde aici, nu mă prinde niciodată aici, pentru că este fraieră. YOLO! Put! Doamne, cum este asta cumva, cu spatele meu. Eram pe aproape, eram aproape să reușesc să câștig, dar nu, i-a trebuit să stăm acolo, Doamnelor, știu cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Eu am să închid aici pentru că nu mai vreau să vorbesc, e ca un nebun la mine în cameră. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Îmi pare rău dacă a fost scurt, nu știu, selectez cele mai bune părți din acest video. La revedere!